O butelie a cauzat o explozie de proporții într-o locuință din comuna Eșelnița. Proprietarul a avut noroc și a scăpat cu răni ușoare, însă casa sa a fost distrusă în totalitate. Persoană rănită în urma unei explozii de butelie. În urmă cu puțin timp, pompierii mehedințeni au intervenit pentru acordarea asistenței medicale unei persoane care a suferit arsuri ca urmare a unei explozii. În cursul zilei de astăzi, două echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Orșova au intervenit în localitatea Eșelnița pentru acordarea îngrijirilor medicale unui bărbat care a suferit arsuri în urma unei explozii. La sosirea salvatorilor, încăperea în care a avut loc explozia se afla în pericol de prăbușire, în interior fiind și trei butelii. Concomitent cu misiunea de evacuare a acestora, pompierii au acordat îngrijiri medicale bărbatului, care a suferit arsuri minore la nivelul feței și membrelor superioare. Pentru a preveni producerea unor tragedii, le reamintim cetățenilor că atunci când se sesizează miros de gaz într-o încăpere, să nu folosească întrerupătoarele sau alte surse de aprindere și să deschidă larg ferestrele. Totodată să închidă robinetul buteliei. Cauza probabilă de producere a exploziei a fost determinată de o acumulare de gaz produsă în urma deteriorării unui furtun de racordare a buteliei la aragaz. Pentru a evita situațiile în care, din cauza nerespectării măsurilor de utilizare a buteliilor de aragaz, persoanele implicate pot fi grav afectate, existând riscul de a-și pierde nu numai agoniseala de o viață, ci chiar viața, pompierii recomandă cetățenilor să nu așeze sau să păstreze buteliile în apropierea oricăror surse de căldură și să nu folosească flacăra pentru verificarea etanșeității buteliei. Totodată, pentru o exploatare în siguranță, utilizatorii acestor sisteme trebuie să mențină deschis robinetul buteliei doar pe timpul utilizării acesteia și să-l închidă imediat după ce nu mai folosesc mijlocul de preparat hrana. În cazul în care se sesizează miros de gaz în încăpere, să nu folosească iluminatul sau surse de aprindere, să deschidă ferestrele pentru aerisire și să închidă robinetul buteliei. De asemenea, pentru o mai mare siguranță în rândul cetățenilor, recomandăm ca în spațiile în care sunt amplasate butelii să fie montate detectoare de gaz, reducând astfel riscul producerii unor situații de urgență, care îi pot afecta atât pe ei cât și pe ceilalți.